Astăzi vom face o călătorie cu vaporașul pe clisura Dunării. Radio Taxi. Îmbarcarea se face fie din oraș, fie din zona numită Insula Orșo. La intrarea vaporului în cazanele mici, pe malul sârbesc poate fi văzută placa Tabula Traiana. Conducătorul vaporașului, Ion Nicolae, ne prezintă și câteva date despre aceasta. Tabula Traiana este placă memorială ridicată de împăratul Traian în cinste victoriei Imperiului Roman asupra regatului Dac, 105-106. În anii 70, când au inundat zona, au tăiat-o de pe stâncă, întărită cu structură de beton și pier și ridicată la 30 de metri mai sus. Romanii, unde nu reușeau să scaveze stânca să-și facă drumul, își băgau borne în gaură de la bază, ei asta simbolizează, își băgau borne și își băgau drumul asupra voilor și apelor. Iar la 50 de kilometri naval la Turnul Severin era podul Apolodor peste Dunăre. Este un picior de pod în Turnul Severin, un clar în Serbia. La scurt timp, după Tabula Traiana, ajungem la cel mai cunoscut și mai căutat obiectiv turistic din clisura Dunării, statuia lui Decebal din golful Mraconia. Are 55 de metri înălțime, 25 lățime, 1 milion de dolari a finanțat Constantin Iosif Bregan. S-a lucrat din 94 până în 2004. Nasul, mustața și cura sunt perfectate cu beton, o gradul drept cum îl priviți în finisat, o gradul străinul. Realizat în proporție de 80%. 12 sculpturi atinici la lucrat, cu scândrațul POM, legații frânghii. Proiectul a fost câștigat din Goa din Orșuma, Florin Cotarcea se numește, după ce a câștigat proiectul Dragan la Cris în Italia să învețe să lucreze de suprafețe mari. 6 luni a stat în Italia, după ce a venit din Italia și a făcut un ponton și o barată de oil aici în fața stâncii. Iar pe ponton aveau macheta lui Decebal la scară redusă, 1,5 metri avea macheta, iar băiatul ăsta de pe machetă îi plimba pe scurtă pe stâncă, cum se cioplească. Ăsta e golful Mraconia, în golful Mraconia a fost mănăstirea Mraconia, inundată în 70, refăcută după anii 90, cum au urmă. Înaintând cu vaporașul, la doar 500 de metri de cele două obiective, în același golf Mraconia, se găsește Mănăstirea Mraconia, cunoscută și sub numele de Mănăstirea de sub apă. Aici avem bazoreliefuri cu parte din domnitorii României, donați de Dunăra de jos din Călați. Pe parola metalic, stâlpola metalică este steagul Daci, grupul Daci. Pe clientul ăsta, în partea dreaptă, l-avem de Constantin Iosif Bregan, cel care a finanțat construcția echipului lui Decebal, iar cel din stânga este preotul care a reconstruit mănăstirea Mraconia. Mănăstirea Mraconia sau mănăstirea de Sudoare, nu se mai spune, mănăstirea de Mărcuțe. A fost construită de locul unui balon acum de observații și controlera. Balonul ăsta s-a ajutat la navigație pe vremuri, o să găsim conservat balonul. După mănăstire, malurile abrupte și stâncoase domină peisajul. Lărgimea defileului în această zonă este de 150 de metri. Continuând călătoria contra curentului, Dunărea se lărgește în bazinetul Dubova, pe malul căreia se găsește și localitatea Dubova. Pe golful Dubova, localitatea Dubova, am ieșit din cazanele mici în fața noastră, sunt cazanele mari. Cazanele mari este locul cel mai îngust pe teritoriul României. Cine două maluri, drumul dispar, aproximativ 200 de metri.
drumul dispare de pe malul apei din cazanele mari, trece prin sat și iese din nou la apă de după cazane. Se poate urca sus pe platou ăsta din Ciucanul Mare, strasei montane care pleacă din sat din Dubova și îmbăr cu Ciucanul Mic, din spatele lui trasei montane care sus pe platou. Dar mănăstirea Mraconii a fost construită pe locul unui balon, stăira asta, mingea asta de aici, care este orientată către apă, iar apă locul mănăstirea aici și se repetea din ei ca zonele mari. Pe vremea când s-a navigat cu vaporul cu azurele, cu spatul, se trebuia o perioadă îndelungată de cum se trece prin locurile astea înguste. Ca două vapoare să nu se întâlnească în același timp în locurile astea înguste, închideau zona cu balonele astea. Navigatorii din vremuri nu le știau dacă intră sau nu în zonă în funcție de cum erau poziționate baloanele astea. Făceau un fel de semafor baloanele. La ora actuală este un singur culoar aici, numai că acum comunică prin radio. Finalul călătoriei noastre este peștera Ponikova, o peșteră mult căutată în perioada regimului comunist de cei care doreau să emigreze spre Iugoslavia. Peștera Ponikova are 1,600 km, două intrări. Intrarea asta de pe apă cu vreo 50-60 de metri, numai apă. A scăzut apa. Mai intru parcă. O, vin până în bot acolo. Și-o puteți intrați? Nu, că-i sus spatele. Da, este apa scăzută. De aici a început uscatul, vedeți? Da. Botul ăsta. Și ce lungime are uscatul? 1,600 km. Și unde e asta? Iese la șoseaua din Dubova. Se poate intra de la... De acolo se poate intra, nu? De la uscat către apă sau de la apă către uscat. Pe timpul lui Ceaușescu erau câțiva localnici care se ocupau cu trecerea de frontieră, băgau oamenii pe dincolo, îi aduceau aici în gura peșterii, iar de aici în lot sau inventau tot felul de chestii ca să pugă în Iugoslavia. Inventau tot felul de chestii, camere de mașini. Dar acum nu mai e așa vizitată, poate chiar de curioși care vreau să meargă dintr-o parte în altă. Dar nu e luminată, nu nimic. Nu e luminată, se fac un lucru de vieci. Da, așa, atunci. Odată cu parcurgerea celor 3,8 km prin cazanele mari, vaporul face cale întoarsă către Orșova. În total, lungimea traseului are circa 50 de kilometri dus-întors. Pentru astfel de călătorie, rezervați-vă cel puțin o jumătate de zi.